Stimați colegi deputați, stimați membrii desemnați ai Guvernului, eu astăzi aș vrea să vin cu un mesaj diferit, nu cu un mesaj de analiză a programului Guvernului, pentru că am pus umărul la crearea lui, îl cunoaștem foarte bine. Nu cu un mesaj care să zică că analiza și lectura unui program al Guvernului este o neatenție. Eu vreau să vin cu un mesaj pentru toți cetățenii Republicii Moldova care ne ascultă acum, pentru că noi de aproape 30 de ani cred că avem un cuvânt cheie, un cuvânt cheie pe care îl tot repetăm și vorbim despre schimbare. Cred că am ajuns într-un moment crucial de schimbare în care fiecare cetățean, fiecare dintre noi, oriunde s-ar afla, în orice localitate a țării, în orice instituție din această țară, trebuie să pună umărul la schimbare. A zis domnul Carp, trebuie să punem umărul. Fiecare instituție, începând de la cea mai mică grădiniță și până la cea mai mare companie din această țară, începând de la toți cei care activează în cele mai îndepărtate primării și până la guvern și parlament, trebuie să înceapă a funcționa ca niște orchestre de excepție, ca niște orchestre de performanță. Noi avem acum o partitură de calitate, programul Guvernului Gavreliță, în care sunt trasate foarte clar lucruri esențiale care trebuie schimbate pe fiecare domeniu. Și este foarte clar că noi toți trebuie să punem umărul pentru ca aceste schimbări să se întâmple și să ajungem aici, acasă, în Republica Moldova, la o situație în care fiecare cetățean să poată să ajungă la maximul potențial pe care îl are aici, acasă, așa cum este stipulat în program, în scopul central al acestui program. Noi avem oameni de calitate, avem guvernul propus de Natalia Gavriliță, oameni foarte bine pregătiți, care dau tonul. Aș vrea să adresez rugămintea către toată lumea, trebuie să punem umărul. Iar celor care nu doresc să pună umărul sau și mai mult doresc să pună piedici, eu cred că este cazul să le spunem. Partitura dumneavoastră s-a învechit, a expirat. De aceea este cazul să sprijinim o schimbare reală și dacă nu vreți să punem umărul, vă spunem, punem punct. Dar mai bine, haideți să punem umărul cu toții.